Bună ziua! Ne-am întâlnit astăzi să participăm la lucrări de ședințe extraordinare convocată de îndata Consiliul Local Droștin, data de 3.12.2020. Din 14 consilieri locali convocați, sunt prezenți 13 consilieri locali. Ședința este legal constituită. Dau cuvântul domnului președinte. Vă facem cunoscut că prin dispoziția primarului numărul 186 din 2.12.2020 a fost convocată ședința extraordinară convocată din data Consiliului Local al orașului Broșteni în ziua de 3.12.2020, ora 15, la Casa de Cultură, cu respectarea măsurilor pentru prevenirea răspândirii COVID-19 cu următorul proiect al ordinii de zi. 1. Aducerea la cunoștință Consiliul Local al orașului Broșteni, județul Suceava, a adresei instituției prefectului județului Suceava numărul 23.216/10/2 din 24.11.2020 privind ordinul prefectului județului Suceava numărul 936 din 24.11.2020 privind încetarea de drept a mandatului consilierului local Chiriac Nicolae din cadrul Consiliului Local Broșteni, județul Suceava, înainte de expirarea duratei normate a acestuia. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea completării anexei hotărârii Consiliului Local numărul 54/2013 privind aprobarea modificării anexei hotărârii Consiliului Local numărul 10/2013 privind aprobarea completării inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al orașului Broșteni, județul Suceava, inițiator primar Alexandru Turjuri. Documentele înscrise în proiectul ordinei de zi sunt puse la dispoziția domnilor consilieri locali. Pentru cei care au pus la dispoziție astfel de adrese, sunt trimise prin informat online. Proiectul de hotărâre înscris pe ordinea de zi este însoțit de documentele aferentele care sunt trimise spre dezbatere Comisiei de Specialitate a Consiliului Local al orașului Broșteni pentru programe de dezvoltare economică-socială, gospodărie, protecția mediului pentru obținerea vizului. Cu privire la proiectul de hotărâre cuprins pe ordinea de zi, se pot formula amendamente de fond sau formă conform articolul 138 din ordonanța de urgență numărul 57/2019 privind codul administrativ cu modificările ulterioare. După ordinea de zi, mai este o întâmpinare făcută de domnul Rihor Marcel, pe care o supunem la vot, să o prezinte dumnealui? Nu, dumnealui o prezint. Sau să o aducă la cunoștință. Sunteți de acord, nu? Da. Da. Chiar dacă n-am fi dumnealui, dar da, dacă sunteți de acord cu ordinea de zi, cine este pentru? Mulțumim, toată lumea. Împotrivă. Nu vrei să fie citite sau? Eu am scris obiecte și precizări. Dacă vreți, le scrie dumneavoastră, le citiți dumneavoastră, dacă nu, le prezint eu. Da, s-o acceptă. E vorba de o citiți și precizări la ordinea de zi. Care? Cum considerați? Da. La vot. Da. Păi să vă citesc ordinul prefectului. Ordinul numărul 936 din 24 noiembrie 2020 privind constatarea încetării de drept a mandatului Consiliului Local Chiriac Nicolae din cadrul Consiliului Local al orașului Broșteni înainte de expirarea duratei normale a acestuia. Prefectul județului Suceava, dat fiind referatul Serviciului pentru Controlul Legalității Actelor și Contencios Administrativ înregistrat sub numărul 23.202 din data de 24.11.2020, adresa numărul 7.379 din 30.10.2020 a primăriei orașului Broșteni, înregistrată la inițiativa prefectului, la instituția prefectului cu numărul 21.514
21, însoțită de următoarele documente. Raportul de evaluare numărul 48060 din 2014 a Agenției Naționale de Integritate privind pe Chiriac Nicolae. Certificatul privind decizia numărul 391 din 2018 a Înaltei Curții de Casație și Justiție, secția contencios administrativ și fiscal. Ordinul numărul 130/2018, emis de prefectul județului Suceava, privind constatarea încetării de drept înainte de termina mandatului de primar al orașului Broșteni, a domnului Chiriac Nicolae, rămas definitiv prin decizia 275/2020, pronunțată de Curtea de Apel Suceava, cu numărul de dosar 2017/2018, încheierea 732/2020 a judecătoriei Câmpului Moldovenesc, în dosarul numărul 1663, având ca obiect validarea mandatului de consilier local, decizia civilă numărul 989 a Tribunalului Suceava, secția civilă, în dosarul numărul 1663/2020, procesul verbal încheiat în data de 29.10.2020 în ședința privind ceremonia de constituire a Consiliului Local al orașului Broșteni, adresa numărul 650.644/2020 a Ministerului Afacerilor Interne, Direcția Generală pentru Relații cu Instituțiile Prefectului, înregistrată la Instituția Prefectului la data de 23.11.2020. Având în vedere prevederile articolului 25 din legea 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea legii numărul 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative cu modificările și completările ulterioare, articolul 227 din Ordonanța de Urgență 57/2019 privind codul administrativ cu completările și modificările ulterioare, în temeiul prevederilor articolului 275 din Ordonanța de Urgență 57/2019 privind codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, emite următorul ordin. Articolul 1. Se constată încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale a acestuia, a mandatului consilierului local Chiriac Nicolae din cadrul Consiliului Local al orașului Broșteni, având în vedere perioada de interdicție de la 06.02.2018 până la 06.02.2021, de a mai ocupa o funcție sau o demnitate publică, conform prevederilor articolului 25 din legea 176/2010 și a celor publicate pe site-ul Agenției Naționale de Integritate, ținând cont de raporturi de evaluare numărul 48060/2014, rămas definitiv prin decizia 391/2018 a Înaltei Curți de Casație și Justiție și de ordinul numărul 130/2018 emis de prefectul județului Suceava privind constatarea încetării de drept înainte de termen a mandatului de primar al orașului Broșteni a domnului Chiriac Nicolae, rămas definitiv prin decizia 275/2020 pronunțate de Curtea de Apel Suceava în dosarul 2017/2018. Articolul 2. Se declară vacant locul consilierului local prevăzut la articolul 1. Articolul 3. Prezentul ordin poate fi atacat la instanța de contencios administrativ competente conform prevederilor legale. Articolul 4. Compartimentul informare relații publice, secretariat și aplicarea apostilei
al instituției prefectului județului Suceava va comunica prezentul ordin Consiliul Local al orașului Broșteni și domnului Chiriac Nicolae prin grija secretarului general al orașului Broșteni, prefect Gheorghe Alexandru Moldovan. Acesta este ordinul prefectului care trebuie adus la cunoștință Consiliul Local și pe care probabil și dumneavoastră l-ați primit. Deci articolul 1 se referit la aducerea la cunoștința Consiliului Local. Putem trece la punctul 2, nu? Da. Da. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea completării anexei la hotărârea Consiliului Local numărul 54/2013, privind aprobarea modificării anexei hotărârii Consiliului Local numărul 10/2013, privind aprobarea completării inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al orașului Broșteni, județul Suceava. Domnul primar sau domnul vice, avem o cerere aprobată de către Consiliul Local pentru această suprafață de teren, cerere de concesiuni, și am demarat procedura de atribuire prin concesiuni și prima etapă este completarea inventarului domeniului privat al orașului. Asta este prima etapă, pe care urmează etapele premergătoare până la definitivarea concesiunii. Este vorba de o suprafață de teren pe care este în desfășurare, să zic așa, urmează să se aprobe un proiect de vreo 600.000 de euro și unde o să fie undeva între minim 10, undeva în jur de 15 locuri de muncă. Trebuiască dacă putem să urgentăm un pic treaba asta, pentru că vorbim de fonduri europene și aici nu stă nimeni să întrebe dacă am putut sau dacă nu am putut și în felul ăsta riscăm să piardă finanțarea și în felul ăsta trebuie să fim înțeleși și noi în felul ăsta acordă primăria locuri de muncă. Deci primăria practic nu acordă locuri de muncă. Primăria înlesnește, primăria ajută investitorii să creeze, nu știu, fabrici sau fel de fel de activități economice unde o să fie angajați cetățenii orașului nostru. Prin felul ăsta angajează primăria oameni. Nu altfel să nu se înțeleagă greșit. Dacă mai sunt comentarii... Ați înțeles de ce e vorba, nu? Am dat voie să citească obiecțiile mele la punctul 2? Vă rog, domnul Matei. Vă mulțumesc. Deci, referitor la punctul 2 al ordinii de zi, am constatat că această hotărâre nu are un număr de înregistrare. Nu sunt reprezentate proiect de hotărâre înregistrat, reperat de aprobare înregistrat, raportul compartimentului urbanit și amenajarea teritoriului înregistrat, raportul comisiei de specialitate nu este înregistrat. În temeiul legal ca această hotărâre să poată fi discutată în ședința extraordinară de îndată așa, ora 3-12, ora 15. Mai fac precizarea că la anexă nu a fost atașat vreun document din anul 1921 care să facă referire la proveniența terenului respectiv în suprafață de 1276 metri pătrați. Consider că nu este necesar a fi aprobat acest proiect de hotărâre până nu sunt clarificate punctele din raportul Curții de Conturi privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al orașului Broșteni, județul Suceava. Doamna secretar al orașului Broșteni, domnule președinte, dacă considerați că acest proiect de hotărâre are toate cerințele legale de a fi discutat în ședința extraordinară de îndată din 3-12 ora 15 și veți asuma semnătura de legalitate, supunere pe ordinea de zi spre aprobare și solicit punctul de vedere înscris al de la dumneavoastră. Mulțumesc! Domnul primar, într-adevăr, nu sunt niște numere de înregistrare, dar proiectul este înregistrat. La o ședință extraordinară convocată de îndată, proiectul de hotărâre nu este obligatoriu să fie însoțit de rapoarte. Dacă dumneavoastră vroiați să se întâlnească Comisia de Specialitate,
putea să se întâlnească, dar nu este obligatoriu să fie acest proiect de hotărâre însoțit la o ședință convocată de îndată. Ținând cont de ce a spus domnul primar, că s-ar oferi niște locuri de muncă și având în vedere că a trebuit să vă fac cunoscut ordinul, un ordin al prefectului, am introdus pe ordinea de zi și acest proiect de hotărâre. Dumneavoastră urmează să judecați și să considerați cum este mai bine. Mai sunt obiecțiuni ceva? Să punem la loc proiectul. Cine este pentru? Da, mulțumim. Am mai aprobat la ordinea de zi. Tot domnul Crihor, ne puteți? Dar nu, ăla, ce e? Ce vorbim? Ăsta a fost pe parte scrie altceva. Nu, nu, nu. Da? Atât? Mai este o obiecție la primul punct, dar... Vă rog, nu m-ați spuneți. Deci nu mai prezint prin convocare. Fac precizarea că nu sunt avocatul domnului Chiriac Nicolae, dar mă întreb, prin ce hotărâre judecătorească a fost constatată incompatibilitatea, deoarece hotărârile judecătorești și raportul anii la care se face referire în adresa constatată, conflictul de interese și nu incompatibilitatea. Ori tot instanțele de judecată au dat dreptul domnului Chiriac Nicolae să candideze și apoi să fie validat. Față de cele arătate, cred că ar trebui să se răspundă care este diferența dintre conflictul de interese și incompatibilitate. Vă mulțumesc. Cine ar trebui să răspundă? Cine ar trebui să răspundă? Instanțele, probabil. Dar, domnul Marcel, consider eu că ar trebui să o faceți instanțelor, nu nouă. Noi suntem primăria și Consiliul Local. Vă zic cum ne-a dus și dumneavoastră vorbim prefectul la cunoștință și eu am făcut o precizare. Noi, practic, aici nu am făcut nimic altceva decât să aducem la cunoștință. Am luat la cunoștință, înțeleg, exact. Deci nu noi am dispus. Înțeleg ce spuneți dumneavoastră. Acela punct de vedere l-am adus și eu, l-am adus la cunoștință părerea mea. Despre, dacă instanțele i-au dat dreptul să candideze, să fie validat. Acum a găsit o chichiță incompatibilitate. Unde este asta? Incompatibilitatea se stabilește după... Da, eu am adus doar un argument. Incompatibilitatea se stabilește după ce consilierul a fost validat. Atunci se vede în ce situație se află. Înainte nu ai de unii să știi. N-are de unii, nu are sau. Poate că nu va fi ales. Nu poți să știi. În situația asta, el poate alege. Fie că rămâne consilier sau fie că pleacă la firma sau ce-a avut el. Deci eu cum mă speța, pentru că am făcut parte din speța asta, am contestat și candidatura domnului Chiriac și validarea domnului Chiriac și au fost puse aceleași documente care se fac fac mențiuni în acest ordin și în acea adresă care este a domnului prefect. Doar atât am lucrat. Nu mă știți că n-ați o funcție pe care nu o exerciți. Simplu. Discuția pe tema domnului Chiriac. Nu sunt avocatul lui, am rămas surprins. Atunci ce ar trebui să spun? Că domnul prefect, prin articolul din lege care este în codul penal, ar trebui să se autosesizeze și să facă dosar penal celor care l-au favorizat, nu? Dar dumnealui nu face ce treaba asta. Domnul Crihor, este articolul 3, care scrie că prezentul ordin poate fi atacat la instanța de contencios administrativ. Deci dacă din toate cele care v-am citit, care au stat la baza demiterii dumnealui, nu vor fi adevărate, va avea câștig din cauza. Nu suntem noi în măsură să constatăm, sunt prea multe. Din punct de vedere, ne mulțumim de faptul că eu am încercat, prin acțiunile care le-am demarat, să nu fie validat, să nu candideze, deci, din motivul ăsta am făcut această precizare. Noi, în continuare, trebuie să ne concentrăm un pic atenția și revin, și o să revin de fiecare dată când este nevoie, asupra a ceea ce trebuie noi să facem prin votul pe care l-am primit și asupra a ceea ce trebuie noi să facem prin încrederea pe care oamenii ne-au acordat-o. Și atunci trebuie să ne întrebăm, suntem alături de cei care ne-au votat sau suntem împotriva lor?
intentăm și venim cu acțiuni împotriva propriei noastre comunități și a propriilor noștri votanți, sau ne vedem strict de treaba pe care o avem de făcut și pentru care am fost aleși. Aici eu chiar vă rog, dacă mă puteți ajuta să mă lămuriți pe mine, unde greșim noi sau ce ar fi trebuit să facem și nu am făcut, sau ce am făcut și nu trebuia să facem. Din câte mi-aduc aminte, la începutul ședinței, când a fost ales domnul președinte Constantin Câș, a spus anumite aspecte prin care să nu mai fie primar suspendat, așa. Dar văd că se continuă din nou. Dar nu-i primar suspendat. Păi nu, dar e un consilier. Și nici l-am suspendat, băi, dar suspendat prefectul primar. Noi am adus la cunoștință, noi n-am dispus. Deci este niște lucruri. Am spus doar ce ne spunea domnul Hâș Constantin, ca să meargă lucrul bine, dar văd că din nou se merge. Terminăm odată și odată cu provizoratul și să intrăm în legalitate cu toate. Dar uitați că ideea este și chiar rog... Sau fără voia noastră, apar din astea. Ideea este și chiar rog lumea să înțeleagă și să încerce să discearnă ceea ce se întâmplă aici. De fapt și de drept noi ne certăm între noi. Pentru ce? Pentru ce? Noi trebuie să fim aici să reprezentăm încă o dată, spun, și o să mai spun de 100 de ori, reprezentăm interesele cetățenilor, iar noi trebuie să fim în slujba lor, nu împotriva lor. Și atunci, de ce trebuie să fim 12, 13, 14 de acord și unul împotrivă? Dumneata le-ai fost votat să fii împotriva, să fii pentru cetățeni. Dacă cei care, cum am scris în precizările mele, sunt de ce ei își asumă să semneze de legalitate hotărârea, asta e treaba dumneavoastră. S-au asumat, domnul Grigore, înainte să prezentăm la această ședință. Această hotărâre trebuia să aibă 30 de zile să fie afișată la panou, în primul rând, conform codului administrativ. Le-ați citit înainte cu 30 de zile la panou. Nu toate hotărârile le-ați citit. Este o hotărâre de patrimoniu. Dar nu contează, Marcel. Acum chiar mă scoți în serios. E vorba de a antafula un teren pe... Auză, este vorba de a antafula un teren pe orașul Broștie, nimic altceva. Dar nu lasă treabă de inventar, adăugă la inventar. Dacă tot în aceleași tot viniți cu completări la anexe, la niște hotărâri din 2003. Care e cu problema? Completăm inventar. Care e problema? Aduceți certificatul din proprietate din 1920. Domnul Marcel, iar cui bani îi băgăm peste cineva pe terenul ăla? Aici vorbim de... Păi nu ia orașul Broștie. Păi dar nu ia orașul Broștie. Nu are nimeni cerere pentru... Cine trebuie să constate că ia orașul Broștie? Nu noi, dar au venit cineva și au zis că nu ia nostru. Dacă el a fost concesionat odată, l-au concesionat prost, din cauza că nu a fost întabulat. Care e problema? Aici vorbim, domnul Marcel, aici vorbim de o investiție de peste 6.000 de euro, vorbim despre 10-15 locuri de muncă și atunci m-aș bucura să fiți la fel de vehement și în condițiile în care o să avem de recuperat de la 3 debitori peste 860.000 de euro. Chiar ne-ar ajuta cunoștințele dumneavoastră. Haideți, adică ăia care au 860.000 de euro îi dăm deoparte, iar ăia care vor să investească 6.000 de euro îi împiedicăm. Trebuie să ne hotărâm. Vrem să slujim oamenii ăștia în ce sens? Vrem ceva pentru comunitatea noastră sau nu vrem? Sunteți, domnul Glivă, eu vă întreb dumneavoastră, sunteți de acord? Sunteți de acord să se facă o investiție de 6.000 de euro și 15 să fie angajați 15 oameni de Broștie sau nu? Proiectul dumneavoastră a trecut oricum. Dar sunteți de acord? Sunt responsabil, domnule! Deci nu sunteți de acord pentru buna desfășurare a proiectului? Eu sunt de acord cu ce face, dar nu vreau să răspund cu bunăstarea societății, da? Eu nu vreau să răspund în timp să dau cu subsemnat. Deci, ca să faceți lucrul ăsta, pe singurul fapt, să stați mâna cu mâna, să comentați mai puțin. Și era același lucru. Eu am comentat... Așa, circul, aici se mediază circul. Aici, deci, trebuie să ne rămânim încă o dată pentru totdeauna. Ne aflăm în consiliul local, nu la Mahala. Deci, domnul Hliu. Dacă ne aflăm în consiliul local, trebuie să putem discuții înainte de a se deschide camera. Dacă ne aflăm în consiliul local, trebuie să putem discuții în timp ce se filmează, nu ce Mahala, o mutăm în altă parte. Deci, toleranță zero. Atâta timp cât eu o să fiu aici,
Și o să ne dea Dumnezeu sănătate la toată lumea, eu nu o să permit mahala. Dacă sunt ceva discuții de spus, vă rog frumos la o discuție civilizată, elegantă, cu termeni adecvați, să discutăm și să lămurim anumite aspecte. Nu pune nimeni punul în gură nimănui. Dar un înscris la care va fi menționat în procesul verbal și cu asta... Da, bun, bun. Dar chestia asta o putem face fără să vadă lumea că suntem împotriva evoluării și a dezvoltării societății pe care o reprezentăm. Împotriva evoluării doar a abuzurilor. Și eu constat pe un abuz ăsta. Deci asta dacă s-a abuz, Marcel, dacă s-a votat în Consiliul Local ca să se facă concesionare. Ce abuzi? Deci s-a votat în urma votului. 7 ani tot faceți aceleași afirmații. Ce abuz să face că am dat terenul X? Ce abuz să face că am dat terenul X? Eu cât am fost la primărie... Citiți dracului raportul ăla curții de conturi. Când ăla scrie ce trebuie să faceți. Și tot ați trimis adresa la Curtea de Conturi, am adus la cunoștință Consiliul Local, dar Consiliul Local nu o doriți să ia act. Vă aduc adresa. Și cu asta încheiem. Dacă dați voie să intervinați. Într-adevăr, sunt mai multe puncte și mai multe probleme semnalate de către Curtea de Conturi prin raport, câteva să le rostogolez în urmă, noi o să le rezolvăm pe toate. Suntem în negocieri cu o casă de avocatură, o să avem o reprezentare juridică mult mai implicată. Într-o lună de zile de când ne aflăm aici, nu se pot face toate bătând din palii. Iar pe dumneata, eu personal, Alexandru Hurjui, te invit să vii alături de mine o lună de zile. Deci ce fac eu? Să avem același program zilnic. Și dacă dumneata, ai să poți face altceva în afară de ceea ce facem noi, atunci îmi cer scuze public față de dumneata. Dar îți te asigur că dacă dumneata erai pe scaunul ăla, ăsta, sau pe scaunul ăla de acolo, nu făceai nimic altceva decât ceea ce am făcut noi. Nimic nu făceai altceva. Deci, altceva mai bun, vreau să spun. Deci făceai exact același lucru. Asta poți să te asigur. De ce trebuie tot timpul să ne clănțănim așa ca să ce? Ca să vadă lumea circ? Ce-a pus de Marcel? Ce-a pus o care a pus niciodată nu făceam acolo. Dacă este o aprobare a Consiliului Local și prin aprobare... Asta vreți mare și eu ridic mâna ca fraierul și pe urmă sunt tras la răspundere. De mâine alături de mine la toate discuțiile. Nu te-a ținut, nu te-a ținut. Nu, am fost împotrivă. Deci... Cererea o trecut, s-o aprobat. Următoarele pas este în tabulară. Următoarele pas în contestația mea. Da. Prin de acord să ajutăm întreprinzătorii prin locuri de muncă și prin investiții, da? Trebuie să ajutăm pe toți. Pe toți. Corect. Care au cereri făcute, trebuie să ajutăm pe toți. Da. Fiecare... Domnul Ireșanu, aici aveți foarte dreptate mare. Concesionare. Domnul Ireșanu, aici aveți foarte mare dreptate. Chiar vă bucur că ați ridicat subiectul. Ca să putem ajuta un investitor, avem mai multe variante. Să-i oferim o bucată de teren pe care dumnealui să construiască ceva, unde o să desfășoară anumită activitate și o să aibă pe număr de angajați. Corect? Punctul numărul 1, cerere de închiriere. Punctul numărul 2, cerere de concesionare. Punctul numărul 3, cerere de vânzare, da? Da. Bun. Ei, punctul numărul 1 nu se poate construi pe cerere de închiriere, da? Mergem la punctul numărul 2, cerere de concesionare. Da. Să se vină cu cerere de concesionare și ajutăm. Corect. Corect. Nu de vânzare. Asta vreau să spun. Nu de vânzare. Deci nu de vânzare. Tu ești de acord cu vânzare? Da? Și dumneata ai perfectă dreptate. Și dacă nu e cu proprietate în 1921, când punem în anex. O să-i susținem pe toți în egală măsură? Dar în felul ăsta, prin concesionare... Demonstrează tu că nu-i terenul nostru. A primării. Păi dacă mergi în instanță, tu ce-și demonstrează că nu-i a primării? Dar câte sunt care pot să demonstrează că nu-i aveți? Domnul Marcel, m-a demonstrat că a făcut greu a foamei ca să dea pichirea jos, acum când l-a dat pichirea jos, el nu-i de acord. Acum când s-a ducat 15 locuri de muncă, nu-i de acord cu locurile de muncă. Eu nu mă înțeleg. Eu m-am luptat în instanță degeaba, asta am putut să aduc la tot. Ei, Cezar, las să candideze din cauza că omul ăla nu putea fi dat jos pentru că nu deține o funcție. Deci în momentul în care deține funcția, ei și-o făcut treaba, înțeles? Asta e situația. Deci nu că n-avea de să dea jos pe el prin nou candidat. Domnul, dumneavoastră nu l-ați contestat ca și mine? Domnul, hai, 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 hai,
Hai să încheiem ședința. Vă stic așa. Putem continua discuțiile de pe aia. Declarat ședința închisă. Doar o observație aș face în finalul ședinței. Toate problemele astea care apar, toate divergențele astea, văd că sunt din domeniul trecutului. Sunt foarte bune și criticile, dar să fie constructive. Haideți să stabilim un moment, un punct zero, și să luăm de la capăt, cu o conducere nouă, cu un consiliu nou, să mergem spre unitate, spre înțelegere, spre folosul comunității. Declar ședința încheiată.